Bună Capricorn, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 6-12 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei capricorni, săptămâna începe foarte bine pentru voi, mai exact este vorba despre începutul săptămânii care este foarte favorabil pentru tine pe o negociere, pe relația cu persoana iubită, relația cu un copil. Ai niște surprize extrem de plăcute legate de bani, legate de norocul tău. Este ca și cum printr-o persoană apropiată ție, fie o rudă, un prieten, Uh, un vecin, e cineva din anturajul tău care să știi că te ajută foarte, foarte mult. Apoi, uh, discutăm despre intrarea lui Saturn, guvernatorul tău, în semnul peștilor. Și uite că Saturn o să rămână aici 2-3 ani, timp în care vrea să te învețe. În general, lucruri despre viață și uite cu Saturn acolo o să vrei să înveți tot felul de chestii, o să vrei să te dezvolți și mai mult decât atât, relația cu rudele, relația cu prietenii. Vezi că aici ceva se diminuează, adică îți mai ies persoane din anturaj, mai ai, să spun așa, rude cu care vei rupe legătura sau ideea este că ți se, mă rog, ți se micșorează anturajul tot ce ține de zona drumurilor iarăși este mai închis pentru tine, adică prinzi mereu roșu la semafor, apar probleme cu mașina, dar mai mult decât atât, uite, poți să profiți de energia lui Saturn aici în peș și să predai celorlalți anumite lucruri. Fie că discutăm despre faptul că tu știi să faci mâncare într-un mod absolut fantastic și uite, ei pe cineva și îl înveți, da? Fie că e o rudă, o vecină, o prietenă, Orice, da? Nu discutăm aici despre chestii mari, ci despre chestii mai mici. Deci îi poți învăța pe ceilalți să, uite, dacă tu ești dispus să înveți chestii, o să vezi că e ok și ceea ce înveți acum să știi că te va ajuta extraordinar de mult. Bun. Vei învăța să comunici, vei învăța să negocieze altfel. Deci, saturn acolo îți pune limite. Uh, Tocmai pentru a face din tine cea mai bună variantă și uite că axa, acea, mă rog, axa, casa asta a banilor se mai eliberează și lucrurile se mai clarifică. Bun, apoi ă, vezi că intrarea lui Saturn în pești chiar uite are punctul norocului pe casa banilor, pe casa valorii personale. Deci te ajută foarte, foarte mult. Apoi avem o lună plină în Fecioară, tot pe data de șapte. Lună plină care pentru tine activează axa drumurilor, axa cunoașterii. Și vezi că poate ai început niște studii sau ai început o relație cu niște persoane care au niște studii superioare sau persoane din străinătate. Poate ai legătură cu zona aceasta a proiectelor care țin de alte țări sau uh, alte religii și uite, partea bună a lucrurilor este că acum se închide ceva. Este ca și cum dai un examen, este ca și cum rezolvi ceva important. Uh, la fel, punctul norocului este tot pe casa banilor, deci nu știu ce închis tu acolo, dar e ok. Unii capricorni chiar este posibil să renunțați la anumite principii de viață pe care le aveți și să vă dați seama că mai mult contează liniștea voastră sufletească decât anumite idei pe care vreți neapărat să le implementați. Pentru unii este vorba despre o nouă modalitate de a aborda relațiile cu ceilalți pe această lună plină. Și interesant este că e o lună plină frumoasă, o lună plină cu surprize. Ești foarte bine susținut, pe noroc, pe bani, deci nu știu ce vrei tu să faci pe acolo, dar e ok. Apoi, spre finalul săptămânii, uite, e foarte ok să te ocupi de casă și de familie. Fie că vrei să înfrumusețezi locul în care tu stai, adică ți o perdea nouă, schimbătura de pe canapea, alții vă apucați să faceți chestii mai mari, da. Acum, în mare parte, sau vreți să rearanjați puțin lucrurile, e foarte multă susținere aici. De asemenea, văd o îmbunătățire a stării de sănătate a unei persoane din familia ta sau dacă tu ai o problemă de sănătate, începi să te simți mai bine. Bineînțeles, pentru alți Capricorn discutăm despre niște activități plăcute pe care le veți face în weekend împreună cu persoana iubită, împreună cu un copil un niște vizite, deci niște lucruri extraordinar de benefice. Și încă un element pozitiv, tot în weekend. Este un sextil între Mercur din pești și Uranus din Taur. Și asta din nou te ajută, uite, să faci niște drumuri, să ai niște discuții, să mai rezolvi niște lucruri și da, weekendul este foarte bun să te vezi cu persoana iubită, să te revezi cu un copil, poate primești un telefon, un apel telefonic, primești niște mesaje și uite că ești foarte, foarte norocos și da, pentru capricornii care lucrează în weekend, vedeți că da, e un weekend bun pentru negocieri. Hai să vedem, dragi Capricorni și Arhanghelii ce transmit pentru săptămâna 6-12 martie. Hai să vedem, dragi capricorni. A ieșit deja mesajul și avem armonia deplină în grup pentru tine. Grup poate să însemne colegii de la muncă, prietenii, familia ta, un grup din care faci parte. Numerele importante, 3, 5, 8 și 35. Culorile importante pentru tine sunt albastru, auriu sau galben, dar și culoarea mov. Comunicarea este foarte importantă pentru tine în această săptămână. Arhanghelul Racuel este cel care îți oferă un dar, un cadou și este cel care îți transmite următorul mesaj asigur armonia de ansamblu a grupurilor atât pe pământ cât și în cer și ofer rezolvarea plină de înțelepciune a disputelor în cazul celor care îmi solicită aceasta. Deci este clar că acolo unde este tensiune, lucrurile se rezolvă începând cu această săptămână. Să știi că Saturn în pești foarte liniștit, foarte liniștit, foarte liniștit și foarte înțelept. Nu se simte el fantastic, dar să știi că e ok. Hai să vedem acum și tarotul ce îți transmite, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână, 6-12 martie. Să vedem, dragi capricori. A început citirea, și mă voi opri aici. A ieșit prima carte, care este un opt de cupe, care reprezintă un sacrificiu. Reprezintă acel moment în care tu lași în urmă fie o perioadă în care lucrurile nu au funcționat bine, fie alți capricorni vă gândiți serios să renunțați la o persoană, la un anumit mod de a aborda lucrurile. La baza pachetului avem asul de bâte, o oportunitate absolut fantastică pentru tine. Asul de bâte vorbește despre uh, un nou început, despre noi activități pe care le faci, dar asul de bâte vorbește și despre o nouă etapă din viața ta. Ca apoi 8 de cupe se reprezinte acel moment în care tu vrei să renunți la ceva anume, da? Pentru alții dintre voi v-am spus, este ca și cum abordați cu înțelepciune o anumită situație și lăsați în urmă acea perioadă negativă, acea perioadă mai puțin plăcută. La baza manifestărilor tale, valetul de monede, da, se deschide o perioadă în care vei fi foarte concentrat pe studiu, o să vrei să studiezi, o să vrei să analizezi lucrurile. Valetul de monede vine cu studiu, vine cu oportunitate financiară. Tot valetul de monede vine cu o legătură cu o persoană care studiază, sau faptul că tu studiezi ceva, o ofertă, un loc de muncă, o situație. În mintea ta, arcana majoră, moartea, eliberare pentru tine, cartea vorbește despre o legătură cu Zodia Scorpion, dar cartea să știi că poate să mai vorbească în egală măsură. Îmi cer scuze, cartea să știi că vorbește despre o transformare, este ca și cum elimini din mintea ta anumite idei, anumite lucruri, poate să însemne și o transformare de-a dreptul care are loc în viața ta. Vrei să te eliberezi. În inima ta, valetul de spade, din nouă energie tânără, deci ai până acum trei cărți care vorbesc de noi începuturi. Patru, hai cu tot cu arcana majoră moartea, că ea vorbește despre un sfârșit și despre un nou început. O nouă etapă, nu știu. Valetul de spade vorbește despre multă curiozitate, despre acel moment în care te hotărăști să discuți cu cineva. Dacă ești un Capricorn singur, este o persoană în jurul tău care îți va capta interesul sau te vei interesa cum anume să rezolvi o problemă de familie, ceva legat de un prieten, de persoana iubită. Apoi avem cinci de cupe, văd aici o persoană care este ceva mai tristă în jurul tău, ai legătură cu o persoană negativistă, cineva care se uită doar spre partea goală a paharului și vezi că aici sunt niște chestiuni din trecut care au fost și care aia e, rămân în trecut. Regina de băte, următoarea carte, o legătură aici pentru tine cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. În această săptămână, din punct de vedere personal, ai pe cineva care te susține, care îți ridică moralul, este cineva care ți este alături, poate să fie o persoană mai glumeață din fire, cu multă energie, foarte entuziasmată. Este o persoană independentă, cineva care știe bine ce dorește. Următoarea carte, 6 de monede. 6 de monede vorbește despre niște bani pe care îi primești, un cadou pe care îl primești Faptul că reușești să închizi ceva ceva legat de bani. Orice ar însemna asta. Fie că e vorba despre un credit, fie că este vorba despre un împrumut pe care tu l-ai dat unei persoane sau cineva ți-a dat un împrumuție. Da? Mai văd aici că. Se ia o decizie importantă din punct de vedere profesional în legătură cu banii, da? fie primești bani suplimentari, fie îți mai găsești un loc de muncă, deci se rezolvă ceva aici. Dragii mei capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Iar dacă dorești, te aștept cu mare drag și la previziunile zilnice pe zodii, la previziunile pentru luna martie, pentru că mai urmează evenimente importante și pentru tine, dar te invit cu drag și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.